Eu cred că trebuie o revoluție în astrologie. Domnule, eu așa zic. Ăsta Constantinescu, cum îl chema marele astrolog, a apărut Cerciu deschis despre Eminescu, mi-a apărut tratatul ăla în două volume, Armand Constantinescu. Da, Scrie la un moment dat că mare Eminescu, în zodia Capricornului. astrologă mare era Irina Predeanu, care nu. Cum? Irina Predeanu. Ei, aia era cu Era profesionist. problema pământ-soare, mai erau probleme științifice pe acolo, știu. Și revin la de unde văd eu că trebuie o revoluție în astrologie. Spune că ăsta fiind în Capricorn născut Eminescu, era o fire închisă, nu știu cum Capricornul iarna stă, nu știu și din cauza vremii. Adică iarna e frig și trebuie să stai închis în casă. De aici vine caracterul, vine comportamentul omului. De aia atunci stau și mă întreb, de aia din emisfera sudică, în decembrie acolo e vară. Cum rămâne? Și eu zic așa, nu contează anotimpul, ci contează poziția Soarelui în raport cu centrul galaxiei. Că în decembrie Soarele, în Capricornul fiind, e cam înspre, săgetător înspre centrul galaxiei. Deci Soarele e ca o lupă. Mizerabilul care produce câmpul este în centrul galaxiei. O fi gaură neagră sau ce o fi, de acolo emite el un flux. Și Soarele numai ca o oglindă care trece prin dreptul lui și focalizează mai mult sau mai puțin. De unde produce aceste diferențe de caracter sau de mai știu eu ce-o fi. Ei, asta eu vreau să o public, dar cred că mai am timp.